De ce se usucă frunzele și ramurile la tuia și cum putem trata? Salut! Atât tuia cât și enufărul sunt deseori atacate de diferiți fungi care duc la uscarea frunzelor și a ramurilor. Există patru tipuri de ciuperci care sunt cel mai frecvent întâlnite în uscarea ramurilor. Uscarea poate să se producă de la exteriorul tufei, adică de la vârful rămurelelor spre interior, din interiorul tufei spre exterior, sau poate să apară sub formă de mici pete negre, care ulterior se măresc până cuprind o ramură întreagă, ulterior ducând la moartea copacelului. Pentru mai multe detalii despre aceste tipuri, găsiți în descrierea videoclipului. Indiferent de care dintre acești fungi se găsesc pe tuia noștri, avem nevoie de un fungicid pe bază de cupru. În cazul meu, eu folosesc Champ. Este un fungicid care conține 50% cupru. Este un fungicid de contact, l-am folosit și în trecut, încă îl folosesc, este foarte eficient. Prepararea și aplicarea acestui produs este foarte, foarte simplă. Un astfel de plic de 30 de grame se diluează în 10 litri de apă. Înăuntru sunt niște granule foarte ușor solubile de culoare albastră. În cazul în care nu aveți nevoie de 10 litri pentru a stropi, puteți să folosiți cât aveți nevoie, doar să păstrați rația de 3 grame per litru. Se repet după ce ați aplicat, repetați la 7 zile. Înainte de aplicarea soluției, copacelul trebuie curățat foarte, foarte bine de aceste rămurele uscate. Un aspect foarte important este acela că toate rămurelele uscate se vor arunca la gunoi sau se vor arde, astfel încât să nu o transmitem boala și altor, altor copăcei. Rămurelele care nu sunt afectate atât de tare, încercăm să le salvăm. Verificăm bine și în interiorul tufei să vedem să nu mai avem muscători și putem trece la aplicarea soluției. Am pregătit soluția și haideți să o aplicăm. Secretul în aplicarea soluției constă în pulverizarea și îmbăierea, practic, a plantei, inclusiv în interiorul acesteia, astfel încât soluția pe care noi am preparat-o să ajungă pe toată suprafața tufei sau a copacelului. Vă recomand pentru asta să folosiți și mânuși, pentru că totuși e un fungicid chimic. Pentru a preveni apariția acestor fungi, vă recomand că atunci când udați, încercați să udați la rădăcină și nu pe plantă, pentru a ține umiditatea cât mai scăzută. Tot preventiv, puteți încerca să folosiți și fungicide primăvara și toamna să le folosiți regulat. puteți folosi inclusiv fungicide și insecticide bio făcute în casă, de exemplu pe bază de ulei de nem. Am să vă las linkul către un video făcut de mine în descrierea videoclipului. Sper că aceste informații vă sunt de ajutor. Puteți să vă și abonați la canal pentru mai multe astfel de videouri. Puteți să dați și un like pentru ca video să ajungă la cât mai multe persoane, iar până data viitoare vă doresc numai bine.